Aici se mai întâmplă o chestie și anume, omul de obicei spune, păi eu nu vreau să fac așa, dar se întâmplă pur și simplu. Așa îmi vine. Da? E chestia de așa îmi vine, nu e ca și cum eu programez chestia asta, se întâmplă natural de la sine. Nu mă pot controla, da? Să nu am această reacție, ceva de genul ăsta. Cam astea sunt expresiile pe care le-am observat adesea la oameni când pui problema exact cum ai spus tu adineauri. În momentul în care se întâmplă asta, și da, evident, recunosc că se întâmplă și asta, ce fac eu, și aici vreau să pun un asterisc, nu se potrivește tuturor ceea ce fac eu, dar vreau să împărtășesc ceea ce fac eu. Eu folosesc mult sarcasmul și ceea ce se numește în tehnică de coaching avocatul diavolului. Adică îl provoc pe client să recunoască ceva ce nu-i convine și e în defavoarea lui. Dau un exemplu. Da, înțeleg, așa îți vine. Deci, practic, tu ești sclavul minții tale și mintea ta decide ce vrea când vrea și tu nu poți face nimic, că ești o găină biată, pierdută în viață, nu? Adică exagerez în mod intenționat ca să-l fac să își asume sau să conștientizeze faptul că nu, de fapt, așa îi vine și el este o biată găinușă pierdută în pădure, ci, de fapt, nu a conștientizat până acum că el face ceva în mintea lui. Din nou, nu o fac ca să... și nu fac ca să umilesc, fac ca să provoc. Este o întrebare provocatoare pe care vreau să fac disclaimer-ul ăsta. Nu este recomandat să o adresezi oricui, în orice context, pe orice provocare, ci doar dacă ai înainte cu omul ăsta un raport, cum spunem în NLP, adică ai conexiune cu el prin care tu ți-ai câștigat încrederea în el, el a renunțat la bariera de defensivitate și are încredere în tine și atunci tu poți întrebarea asta în momentul în care chiar, să spunem așa, cum zic eu pe românește, o arde aiurea, adică chiar se ascunde de toate tehnicile și abordările posibile, atunci îl provoc prin tehnica diavolului, prin tehnica avocatul diavolului, dar nu funcționează din nou toată lumea. E posibil la unii să nu funcționeze și atunci, din nou, ține foarte mult de experiența pe care o ai. Dar hai să spunem că nu folosești tehnica asta. Mă duc cu întrebarea alternativă și îi spun, ok, îți vine așa, de unde? Adică mă duc pe ceea ce înseamnă, și din nou, fac corelația cu NLP-ul, că asta predau și asta iubesc, cu metamodelul. Metamodelul este un sistem de întrebări extrem de precise și de exacte, prin care combați și pui cu bisturiu, îmi place mie să spun, sub reflector, o convingere. Din nou, newsflash pentru toți cei care sunt interesați de coaching sau predau în coaching, cred că știu asta, dacă nu știu, o reformulez eu în orice sens. Majoritatea lucrurilor pe care un client le spune pe gură sunt convingeri, nu sunt realități. Când zice ceva pe gură, efectiv, nu este o realitate, de aici și principiul din NLP, harta nu e teritoriu, eu cu asta intru în coaching. În momentul în care un client mă sună și îmi spune, am o provocare, eu aud, am o convingere despre situație de care tu habar n-ai dacă e reală sau nu. Asta aud eu, da? Când intru într-o ședință cu un client, eu am instalat pe fruntea mea mare și lată principiul harta nu e teritoriu și am nevoie să aflu eu, fără să am încredere în ce spune clientul, care e realitatea de fapt. Cum fac asta? Folosind întrebări de precizie. Una dintre întrebările de precizie este asta de care am spus mai devreme. Cum faci anume asta? E obligatoriu cu asta să se întâmple? Sau mai este întrebări de explorare, dacă crezi că este util? Ce faci înainte? Deci dacă un client îmi spune, fac asta în mintea mea și spun, ok, înainte să faci asta, ce faci? Și din nou îl duc un pic mai în spate. Întrebările acestea de explorare, ce relevă de fapt, este strategia inconștientă, psihologică, pe care un om urmează în mintea lui înainte să se întâmple rezultatul de care devine conștient. Că se înfurie, că are atac de panică, că insomnie. Sunt oameni care au o strategie de insomnie extraordinar de eficientă. Adică înainte să se pună la somn, se gândesc la câte probleme o să aibă mâine. Băi, o strategie fantastică să nu poți să dormi toată noaptea, știi? Și la asta mă refer când spun și când zic că nu cred clientul. Eu când zic nu cred clientul, nu în sensul că nu-l cred pe om. Nu cred convingerea pe care mi-o dă, pentru că știu că ceea ce spune el pe gură este o convingere. Și el a venit la mine și mi-a cerut sprijinul ca să-și destructureze sistemul de convingeri care îl ține blocat în respectiva situație. Am înțeles. Și aici, știi, spuneam mai devreme despre blocaje și spuneam despre faptul ăsta, știi, că apar aceste blocaje pentru că avem aceste strategii. Dar tu, spre exemplu, folosești metamodelul. Pentru cei care nu știu ce e aia metamodelul, poți să ne dai două, trei informații așa pe scurt ce e aia, despre ce e vorba, cu ce se mănâncă? Sigur că da. Cum spuneam mai devreme, NLP-ul, deci nu, vine din NLP, paradigma NLP nu înseamnă că e cea mai bună, cea mai eficientă, dar este una care funcționează până la un punct cel puțin. Paradigma NLP vine din
întrebarea cum. De asta a fost primul cuvânt în NLP, cum funcționează asta. Richard Bandler și John Grinder au zis, ok, hai să aflăm cum funcționează ceva. Și anume, o abilitate, o convingere, un rezultat.